Suntem live de la filmările Radical. Iată, după cum se poate vedea, suntem în decorul de la Radical. Hai să se vadă decorul. Și la mine acasă. Ia să vedem cum arată. Ia, du-te acolo că te iau frontal. A, uite, așa. Iată, vedeți? Iulia este în decorul ei. Se filmează secvența cu florărea sa. Aici, domnișoara scenograf. Cum nu? Suntem live. Un mesaj pentru telespectatori. N-am mesaje. Florărea sa mai bine. N-ai mesaje? Asta este... Avem flori, avem decor. Ia uite ce flori proaspete avem. Bun. Aici domnul Guzu, care aranjează luminile. Florărea sa. Aranjează pe florăreasă. Și bineînțeles, regizorul de platou. Bună ziua! Cadru 1, dubla 1 la florărie. Este Iulia, de când așteptai? De câteva zile, așa că am zis să vină vocea ca să pot să plec. A venit și vocea acum. Și bineînțeles, pentru că ne trebuie și sunet. Avem și sunet. Unde? Unde? Cine? Nu se aude. Nu se aude? Asta nu mai e bine. Hai să povestim și ce e cu acolo ăsta. Hai să facem un switch. Hai. Da. Să mă duc în lumină, nu? Așa. Nu? Nu sunt? Așa, cu vorbe. Ce să vorbim despre spectacolul ăsta? Asta este un spectacol scris în 2014. A fost montat inițial la Godot, la subscenă. Ulterior a fost inclus în stagiunea Teatrului Lund de la Green Hours în urma unui concurs la care am participat și de atunci s-a jucat acolo. Apoi am, la invitația Casa de Producție, TVR, în cadrul stagiunii Teatrului Național de Televiziune, l-am jucat în curtea televiziunii române, în programul Teatru în Televiziune. În programul... N-am zis bine! Ba da, Teatru în TVR, Teatru în TVR. Dă-te din lumină, te rog. Tu, Edi. Om rău. Așa, eu am scris piesa. Ulterior, cu ajutorul colegilor care joacă pe parcursul... Dar tu dacă tot vorbești așa de mâine, ce te duci? Eu nu vorbesc, eu doar sunt cărcotașă. Hai, uită-te lucrul în gheară, vezi? Așa. Doar cărcotașă. Da, deci ulterior am mai dezvoltat vreo două scene față de ce scrisesem inițial și... Da, nu cu mine, unde tot am o mini-scenă. Așa. Și un spectacol vesel, e o comedie, e o satiră la adresa extremismului, de orice tip. Fel, da. Numai că noi am luat ca exemplu pentru asta un grup de wannabe neonații. Să ne mai plimbăm prin studio. Haideți la mine, de fapt. Am fost la primărie. Da. Este prima ta sunt... de filmare. Cum te simți? Acum am făcut... bine, am așteptat să... N-am avut voce până acum câteva zile. Mă bucur că sunt aici. Alături de colegii mei. Avem și o nouă colegă. Da, ea este Anca. Este Salut. Cea mai nouă colega noastră. Intrată de curând în...
grupul Radical. Mie îmi place să apar tot timpul în filmare, așa, așa că nu o să te las singură. E ultima mea zi de filmare și... Plângi? Nu plâng, dar a fost o mare bucurie și o mare plăcere să vin în fiecare zi la, la filmări și la repetiții cu acești oameni minunați. Îți mulțumim foarte mult că te-ai alăturat echipei. Echipei Radical și Radicalii sunt liberi. Da, simți suntem radicali liberi. Și non-conformiști. Să arătăm celor care ne privesc acum, celor 6 privitori, iată, așa arată locul în care am filmat. Este vorba despre clădirea din Molière a televiziunii, una dintre clădiri. Adică asta a fost aici, primul sediu? Da, a fost primul sediu, sigur. Și aici, iată, o altă parte a... Aici avem în roșu regizoarea. Da. Doamna regizoare. Da, pentru tine, doamna regizor. Da. Așa. Da. Bogdan Costea, actor. Vă salut. Vă salut pe toți cei 3 spectatori. 7. Și chiar și Bogdan Costea vă pupă. Da. Da. Salutări de mână, doamne. Și toate. Hristos a înviat. Și adevărat a înviat pentru cei care ne-au spus că Hristos a înviat. Și noi nu i-am auzit. Așa zi. Am ceva în ochi? No. Am ceva între dinți? Da. Ce? Talentul. Mă rog. Abia acum ești pe camera. Da, îi dai pus. Până acum eram noi. Prind, iată-l și pe Eduard Cârlan. Așa. Salutări tuturor, spune Alina German. Alina, te salutăm și noi. Alina, salut! Te pupăm! Alina, te pupăm! Dacă iarăși mai sunt în cadru, sunt? Ești da. În cadru, de data asta. Da, trebuie să le spunem celor care ne privesc că noi suntem într-o pauză în care se rearanjează luminile. Domnul regizor Silviu Jichman, aici alături de noi. Care urmărește live-ul live-ului. Care urmărește, după cum puteți să vedeți, live-ul live-ului. De la Andra. Ia atunci de noi. Care urmărește live-ul live-ului. Nu știu de ce mai filmăm. Putem să filmăm direct așa, în ultima bucată, în direct, live. Și să chemăm și telespectatorii să vină cu contribuția fiecare. Da. Mai avem monitorul de control aici? Nu. E pe partea cealaltă, dar e stins, presupun. Stins. Da. În mod normal, aici se văd actorii la cadru. Acum se lucrează luminile, iată. O producție de Teatru TV implică foarte, foarte multe mijloace. După cum puteți să vedeți, există foarte multe lumini. Asta în primul și în primul rând. Iată, primim lumină și de pe geam acum. Ca să aducem actorii. Ca să aducem actorii la cadru. Iată, aici, în curtea televiziunii. Bineînțeles, nu se întâmplă nimic. Bună ziua! Trebuie să luăm scara aia. O luăm. O luăm. Iată, să se pregătească cadrul. Spuneți dumneavoastră. Urmează o repetiție ca să vedem cum amplasăm camerele și filmarea. Și filmarea propriu-zisă. Ultima secvență. Este ultima secvență a acestui spectacol. Cum a fost la filmări, domnul Jichman? Zic că a fost foarte, foarte bine, foarte bine. Ne-am înțeles, am colaborat și sper să fie un spectacol de televiziune interesant. Și noi sperăm același lucru și suntem aproape siguri deja că o să fie. Mai urmează etapa montajului. Foarte, mai foarte târziu, importantă. Da. Care este foarte importantă și de care tot dumneavoastră... Împreună. Împreună, sigur. Cu noi. Pentru că este un spectacol de televiziune, nu mai. Eduard, ce părere ai despre Ești Live? Ce părere ai despre inițiativa televiziunii române de a relua
tradiția spectacolelor de teatru TV. Este o inițiativă foarte bună și ne bucurăm că... Este șansa lui să fie văzut și peste 50 de ani și nepoții lui să zică: uite pe bunicu! Pe bunicu? Pe bunicu? Bogdan, ce înseamnă pentru tine trecerea de la teatrul live, de pe scenă, la teatrul de televiziune? Înseamnă trecerea de la efemer la etern. Iată, pentru că se imprimă. Și atunci, teatrul fiind în mod normal efemer, odată ce este imprimat pe bandă, nu-i așa, Ștefan? Da. El devine etern. Absolut, absolut. Întregi. Astfel încât nepoții nepoților noștri să se bucure nu numai de mine, de toți colegii mei și de toți cei care sunt aici. Ia uite, mă văd, curg like-urile, doamnelor și domnilor. Ești foarte generos astăzi, Cluba. Să se bucure nu numai de mine. Bun, Ștefan, ești la prima experiență. La prima experiență ce? Ah, de teatru TV. Sper să fie mai multe, cât mai multe și cât mai variate. Nu-i așa, Anca? Să ne mai întâlnim cât mai des pe aceste meleaguri, în aceste studiouri. Suntem pregătiți pentru repetiție? Da. Cu drag. O să trag un pic și la repetiție. Ca să vadă cât mai multă lume. Domnule Bârzan. Mergem la cadru, pentru că se filmează, se lucrează. Sever. Da. Eu că lucrez. Da. Hai, Edi. Un cuvânt de la revedere. La revedere. Vizionați programele televiziunii române.